Bine am găsit, prieteni! În clipul de azi vreau să vorbesc despre un tip de supliment pe care l-am descoperit recent. Știți că eu sunt în permanență în căutare de remedii naturopate și mă bucur de fiecare dată când găsesc un astfel de remediu care în plus are și studii clinice care îi atestă beneficiile pentru sănătate. Sunt sigur că știți, foarte multă lume știe, faptul că bolile cardiovasculare au o rată de mortalitate foarte mare. Ce este îngrijorător este că sunt din ce în ce mai frecvente la persoane tinere, 30-35 de ani, toți auzind de persoane cu această vârstă care au suferit ceva la inimă, unele chiar, din păcate, au și decedat. Aceste persoane au probleme cu colesterolul, cu trigliceridele, cu tensiunea arterială, toate fiind peste valorile normale. De asemenea, la aceste persoane pot să apară chiar și aritmii. În cazul în care nu se rezolvă, acești factori duc în timp la complicații cardiovasculare. Din fericire, 90% din bolile cardiovasculare pot fi prevenite prin alimentație, prin schimbarea stilului de viață sau prin folosirea unor preparate naturale cu extracte de plante dedicate sănătății inimii. Un astfel de extract se obține din scoarța arborului de arjuna, care este originar din peninsula Indiană. Eu vă recomand să-l încercați pe cel de la Herbacetica, acesta este Arjuna Cardioforte, se numește. Studiile clinice au arătat că extractul din arjuna are efecte benefice în terapia bolilor cardiace. Ce face acest extract? Ajută la protejarea atacurilor de cord și a problemelor legate de circulația sângelui. De asemenea, un alt beneficiu este reducerea nivelului de grăsimi din sânge și prevenirea depunerilor acestora pe pereții arterelor. Arjuna Cardioforte de la Herbagetica, îl mai arăt aici odată, conține 650 de mg de extract din scoarța arborului de arjuna, asta înseamnă că are o concentrație foarte mare și este standardizat cu 0,5% acid arjunolic. Ce înseamnă această standardizare? Înseamnă că produsul are o eficiență ridicată și aduce un aport important de acid arjunolic, substanța care stă la baza proprietăților cardioprotectoare ale extractului de arjuna. În plus, este și un antioxidant puternic, împiedicând astfel oxidarea colesterolului, care este adevăratul colesterol periculos, acela care se depune pe vasele de sânge și duce la blocajele arteriale. Acest extract de arjuna standardizat cu acid arjunolic conține și cantități mari de flavonoide cu rol antiinflamator și de asemenea mai conține glicozide, substanțe care au efect tonic pentru mușchiul cardiac, adică întăresc acest mușchi. Extractul de arjuna este cel mai utilizat tratament naturopat pentru afecțiune cardiovasculare, pentru colesterolul ridicat sau pentru angina pectorală. Țin să punctez faptul că produsul Arjuna Cardioforte de la Herbagetica oferă beneficii complete atât pentru inimă cât și pentru sistemul circulator, adică scade tensiunea arterială, crește fluxul de sânge în arterele coronariene, crește contracția mușchiului cardiac, reduce inflamația care provoacă formarea blocajelor arteriale, scade nivelul grăsimilor periculoase din sânge, are efect antiaterogen, adică previne formarea blocajelor arteriale și de asemenea are și efect antioxidant. Sunt chiar foarte încântat că Herbagetica are în portofoliu acest produs, Arjuna Cardioforte, care, după cum îi spune și numele, are o formulă foarte puternică, cu un extract de înaltă calitate. Se recomandă administrarea între 2 și 4 capsule pe zi pentru persoanele care au trigliceride și colesterol ridicat, pentru cele cu afecțiuni coronariene, insuficiență mitrală sau cele care se recuperează după un infarct miocardic. Dacă vrei să încerci acest produs, îl poți comanda online de pe site-ul producătorului, adică www.herbagetica.ro sau se poate cumpăra din plafare, magazine naturiste și farmacii. Așa deci, recomandarea mea este, încearcă Arjuna Cardioforte de la Herbagetica și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!